Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. De ce să nu ni se tulbure inima? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă Dumnezeu este acela care poartă de grijă și păsărilor cerului, dacă Dumnezeu poartă de grijă crinilor care sunt pe câmp și îmbracă atât de frumos, oare nu ne va purta și nouă de grijă? De asemenea, ceea ce ne face să rămânem liniștiți, chiar când trecem prin anumite probleme și necazuri, este tocmai această promisiune care am citit-o aici. Domnul Isus a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Găsim în Scriptură lucruri despre acel loc. Zice că străzile vor fi de aur. Promisiunile și făgăduințele pentru aceia care vor birui sunt extraordinar de mari. Aș vrea să citesc doar una. În Cartea Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 21. Domnul Iisus îi spune bisericii din Laodiceea, această biserică s-a depărtat atât de mult, încât Domnul Iisus nici măcar nu mai era în mijlocul lor, el era scos afară la ușă. Dar cu toate acestea, El îi face o promisiune care este valabilă și, pentru noi astăzi și este atât de extraordinară și zice așa, Celui ce va birui, ei voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de Domnie. Vă spun sincer că nu prea înțeleg ce înseamnă să stăm pe scaunul de Domnie împreună cu Isus Hristos. Pavel îi întreabă pe cei din Corint, nu știți că Sfinții vor judeca lumea, nu știți că Sfinții vor judeca pe îngeri? Sunt lucruri mari la care sunt chemați. Și nu le înțelegem pe toate, în plinătatea lor, le vom înțelege atunci. Dar ce îmi dă mie liniște și pace? este că în acel loc va fi Isus. Dincolo de promisiuni, dincolo de poate cununi, dincolo de străzile de aur, inima noastră trebuie să fie legată și ancorată în El, în Domnul nostru, în Isus Hristos, mărit să fie El în veci. Ce credeți că le-a dat putere martirilor din primul veac, care erau duși și erau dați, aruncați în arenele romane, în fața fiarelor sălbatice. Ce credeți că i-a dat putere lui Ștefan când împroșcat cu pietre a putut să ridice privirile în sus, plin de pace și plin de liniște? Această nădejde că Isus Hristos va reveni și ne va duce acasă, ai această nădejde în inima ta? Poți să spui în această seară, din toată inima, nu doar de pe buze, din toată inima, maranata, vino, Doamne, Isuse?